Vă salut pe toți și bine m-am regăsit la un nou vlog de pe acest canal. E bine, este primul vlog de pe stadion, primul vlog de la un meci de fotbal de pe acest canal. Nu am mai făcut niciun vlog de genul, iar acum este o ocazie specială, pentru că mergem la un meci din grupele Conference League. Este primul meu meci din grupele unei competiții europene. Mergem la meciul FCSB Anderlecht. O să fie un super super meci. Din păcate avem 0 puncte în grupă, dar trebuie să ne răzbunăm pentru ce am pățit la Londra și să sperăm că arbitru nu mai ține cu echipa adversă. Eu am fost și la meciul din campionatul intern, am fost și la meciul cu Viking din play-off, dar în grupe nu am apucat. Este primul meci acasă din grupe, așa că o să fie inedit. Dați aici un follow pe Instagram, mă găsiți și pe Instagram, mai facem poze, story-uri de la meci. Deci nu uitați să băgați acolo un follow și pe Instagram la senior.răzvan. Și hai să nu mai lungim, pentru că sunt 100% sigur că ați venit aici să vedeți un meci frumos, o atmosferă inedită și să vedeți cum este înainte de meci, cum este după meci și o să filmăm cam totul de pe acolo. Primul meu vlog, hai să dăm drumul. Ne pregătim acum să vedem și priveliștea. Hai să vedem cum e situația. N-am stat niciodată așa de sus. Avem și noi o oră, băieți, da? Deci fix o oră. Vreau să întreb un pronostic. Câștigă Steaua, atâta zic că dacă da? Pierdem iau hate. Ok, eu o să zic 2-1, frătat. Zi un pronostic. Pare rău, dar cred că pierde. Cred că pierde? Cosmin? 3-1. 3-1? Bine, mă! Doamne ajută! Dar pentru cine? Pentru cine? Pentru FCSB. Hai zic. Thank you.
10. Oh. Până acum a fost super ok meciul, am dominat, dar nu intră mingea. Dar de pe Cordea. Hai Cordea, locul Piculescu. Hai să dăm scoi. Iese din treziu și pe care locul numărul 11, tot din Piculescu. Hai da, mă. Am ajuns și acasă, băieți. Din păcate a fost doar 0-0, a fost un meci foarte, foarte frumos. Atmosfera a fost on point, 30.000 de spectatori și din păcate n-am prins faza cu Daua. A fost o fază foarte, foarte controversată cu Daua și cred că a fost penalti. Și da, sper că v-am plăcut episodul. Eu am fost Sinner și v-am pupat. Pa, pa!